O nouă inițiativă propune amplasarea de standuri pentru reciclare în supermarketuri. Oamenii vor putea duce sticlele de plastic care vor fi colectate pentru a fi refolosite. Cei care vor duce peturile vor primi vouchere de 5 bani pe unitate pentru cumpărături. Deși curentul eco nu a ajuns încă în obiceiurile tuturor, gălățenii sunt deschiși la astfel de inițiative. Aruncai sticlele de plastic? Da, sticlele le pun la coșul de sticle de plastic. O să se facă o inițiativă și o să fie și în supermarketuri astfel de coșuri și o să primi și niște bănuți pentru acest lucru. Este bine? Este o inițiativă bună? Știu. Cred că este bine, dar acolo de unde să aruncăm? Noi aruncăm ce avem acasă. Le duceți la supermarket de acum. A, să le ducem acolo? Da. N-am știut. O să fie centrele de reciclare. O să se facă în timp. Da, e da, bine? Da. E bine. Deci se dă contracost. Da. Da, cum era odată. Mai bine. O să se încânte oamenii și o să ducă mai departe. Probabil că da. Reciclați? Da, da, sigur că da. Chiar am 3 sticle de alea, de alea spuneți, nu? Da, da, da. Da, mai da. Bine. Când avem. Acum o să se facă și în supermarketuri și o să primiți și niște bănuți pentru asta. Este mai bine? Este o inițiativă bună? Cred că da, este o inițiativă. Păi dacă văd și în cartier la noi, unii spun că le pune lângă ei acolo, că au cartoane mari și nu încape pe... Știți că sunt acele coșuri de reciclat. Dumneavoastră reciclați? Da. Duce sticlele unde trebuie? Da. Mai nou o să se facă și în supermarketuri acest lucru. O să fie niște standuri amenajate și acolo primiți și niște bănuți, un voucher de reducere. Este bine? Este o inițiativă bună? Bineînțeles că este un lucru bun și o inițiativă în același timp foarte bună. Acordul voluntar pentru îmbunătățirea colectării și reciclării a fost semnat la Ministerul Mediului între reciclatori și retaileri. Aparatele vor fi amplasate treptat în funcție de fiecare lanț de magazine în parte, iar costurile vor ajunge la 20.000 de euro. Până în prezent, timp de 2 ani, 5 astfel de aparate au funcționat în cadrul unui proiect pilot. Inițiativa se inspiră din modelul țărilor europene. De exemplu, în Germania se depun în containere diferite, albastru pentru hârtie și plastic, verde pentru deșeuri biodegradabile, negru pentru toate celelalte deșeuri. Sticla se colectează separat în containere care se găsesc din loc în loc în oraș. Deșeurile bio se strâng în casă, în pungi speciale de hârtie, de asemenea biodegradabile.